Salut și eu am găsit la un nou episod din Seara Strategie, de San Andreas Multiplayer. Băi, am văzut că la ultimul videoclip am făcut 3000 de like-uri, nu-mi vine să cred. 3000 de like-uri, frate. Și vă mulțumesc foarte mult și de asta n-am cum să nu pun zilnic Samp. Pentru că, la 3000 de like-uri, n-ai cum să pui, nu pui zilnic, că te simți obligat. Forțat să pui, nu put hat. Da, ok, removed. Avem și zăpadă? Ninja? Nu ninja, nu? Avem zăpadă de aia de ninja? Nu, no, ninja. Ia să vedem, se vede mai ok așa sau lăsă mai nebun? Hai să lăsă mai nebun cu toate că rupe FPS-urile. 75. Ok, ce-am mai făcut? Am zis că vă arăt evoluția mea pe serverul ăsta, da? Level 5 am lă... Ok. Este colindăm în februarie? Pe bune, suntem în... 5 februarie, ce sărbătoare în 5 februarie. Bun. Level 5, am lăsat peste noapte laptopul aprins și mi-am luat laptop. Am făcut de level 6, am făcut 20 de ore jucate. În clipul de ieri pe care l-am filmat, aproximativ tot pe la ora asta, aveam 8? Nu aveam, aveam mai multe, nu? Cred că aveam mai multe, nici nu știu. Ok, ideea e că vreau să mă mut de la casa asta. Asta e o casă blocată. Ia lui Caen. Ia lui Tudor, pardon. E locked, nu pot să intri în ea. Și tocmai de asta nu vreau să... Adică, nu știu, vreau să stau într-o casă încuiată până când îmi iau eu casă, pentru că nu vreau să intre toți trollii la mine să facă ca mie ca cu mingea de volei sau de basket. Ok, și pentru asta mi-am mutat mașinile la noua casă lui Caen, care nu mai știu care și cred că Caen nu e on. Ba da, number 807. T81736C, id la casă. Ok, și trebuie să merg să-mi găsesc noua mașină. Adică noua mașină, stai, cam unde e? Nu e chiar așa departe. 628, Pint House, 628. Ok, du-mă și pe mine la... stai un pic, deci 628. Se dau copil asta, Pint Car, Huntley. La... ce aici? La... PNS Central. PNS Central, te rog. Da, ideea e că cei care sunteți în poliție, mersi, frate. Mergi, frate. Ideea e că cei care sunteți în poliție și n-ar mai trebui să faceți abuzuri de astea, pentru că, da, am level 10. What? What? Ah, e Webster, bă. Oh. Ah, ok, Webster pun fac abuz. Stai să iau și o rent room. Un rent room. Rent room. Block. Ok, casa e blocată. În momentul de față nu te mai poți, nu mai poți intra în ea. Hai să-mi spawnez. Bun, astea sunt mașinile pe care le-am cumpărat. Ideea e că n-ar mai trebui să faceți abuz ca polițiști, pentru că sunt mulți polițiști dintre voi care au posibilitatea de a intra în casă, dar li se... Când intră în casă, știi, e casa blocată și îți apare, această casă este blocată, vrei să spargi ușa? Da. Și intrați mulți și nu... Adică pe nu mă deranjează că nu faceți nimic, știi? Dar mă deranjează când veniți și faceți spam în pula mea, ceea ce scrieți 10 rânduri în chat, mă deranjează, mă irită rău. Nu. Bineînțeles. Mă irită rău, știi, că vin și îmi scris 50 de rânduri în chat. Și nu aveți voie să intrați în case încuiate pentru că luați FV. Da, și m-am abținut cu greu să nu fac post unora retardați. Polițiști care intrau în casă și spamau. Și... Nu știu, știți că eu las contul pe laptop. Până am în stânga, țin la pe laptop să fac RP-uri. Da, și încă ceva, sunt niște nesimțiți, dar am vorbit cu Shadow azi dimineață și o să modificăm chestia asta în abuz de funcție, da, un invite abuz de funcție 150 pp, dați-vă morții voștri.
Știți că atunci când primești un wanted, te scoate de pe sleep. Știi, nu poți să dormi când ai wanted. Deci, dacă tu ești pe sleep și stai să dau și eu baie level, stai un pic, hide, put, așa. Atunci când ești pe sleep și dai bobotitule, bobițule, ce pula mea uștă, atunci când ești pe one, pe sleep, mă rog, când dormi și îți dă cineva wanted, te scoate de pe sleep și îți dau clear la wanted, știi? Pe motiv gen am greșit. Oamenii ce fac? Stau pe sleep și la 5 dimineața mă trezesc wanted cu o patac și îmi dau clear la wanted, știi? Că vai, doamne, au greșit ID-ul și mi-au dat de familie. Da, și cum mi se pare, ok, o să am vorbit cu Shadow și o să, nu știu, facem ceva ori să nu se mai dea wanted la cei de pe sleep, ori ce n-am pus de funcție, adică ai greșit, pula mea, e așa greu să vezi, să știi unit că îi dai wanted, adică și la 5 dimineața, nu te mai cere la raport dacă ai ochii împânziți de băutură, de somn, că ești non-lifer, stai pe samp 14 ore pe zi, de-aia, da. Vid 485 repede, man. A, ce spermatozoid. Da, sunt, frate, ce are omul. Ok, 568. Nu, stai. Report, altă problemă. 485. Nic, nume, 485 și 568. Până că e force name change, adică te forțează să-ți schimbi numele. Bun, hai să dau totuși buy level. Zile la oameni. Cum îi bagi în plan? Ia să vedem ce zice. Păi, nu-i bag. Ah, deci ok, ați zis cum se intră, clar, nu se intră. Da, și mă trez la 5 noaptea, frate, și nu pot să fac puncte de respect din cauza celor care îmi dau wanted și mă scot de pe sleep. Futule morților, băi, deci m-am săturat cu aia, să iau wanted din sleep. Da. Pulani și nu știu, dracu, ce nu le convine lor, dar aia, eu tot aici o să joc. Am făcut level 6 în 3 zile, am făcut. Făcut 20 de ore, am făcut. Bun. Hai să stai un pic, să vedem ce quest-uri. Mi se pare că am să mă îmbăt. Da, și să parcurg cu Maverick, pe bune, cu e Maverick. N-o să bubuie, că-i de Webster, vrei, v-am spus. Dă-mi și mie Mave. Quest. Ah, ba, gg. Da, trebuie să faci și quest-ul. Ah, trebuie să dau get gift. Încă 4 ore. Am dat de... Ah, n-am permis. N-am licență. Las. Da. Trebuie să iau și licențe. N-ai licență împreună, scrie intenționat împreună, vă dați seama, da. Motivul pentru care m-am mutat și pe Green e faptul că am băieți în staff. Adică l-am pe Webby, care Webster e unul dintre cei mai buni admin de pe... din toată comunitatea. Baghet la TeamViewer e numărul 1. Fă incarplate. Adică nu știe nimeni pe Baghet mai mult TeamViewer decât Webster. Nimeni. Nimeni. Da, într-adevăr, sunt admin bun. E Biț, bun la TV, nu știu, Kosovoi, care nu știu dacă mai e, dar nu mai mi se pare Kosovoi în staff. Ziu skin fine. Unde dai skin? 104. Și eu sunt prieten cu Webster de modelul 104 dând luat din time, da. Deci cred că o să iau crash curând.
curând însemnând acum o să iau crash și fiind serverul full n-o să mai pot filma. Adică n-o să mai pot intra și da, cred că cam ăsta a fost clipul. Pare rău, 10 minute, cam scurt. N-am vrut să vă arăt mare parte când am by level. Așa, stai un pic să termin de aia. Deci, sunt prieten cu Epster încă de când era... El mi-a dat contul la un moment dat să filmez, pentru că eu vă ceream vouă conturile de pe Bayer. Și Webster era rank 6 NG, eu nu-l cunoșteam pe el, nu pe mine. Mi-a dat PM pe fanpage acum un an jumate, chiar 2, cred că, mulți ani, mulți, mult timp, un an jumate, 2 ani, foarte mult timp. Și mi-a zis, frate, am eu cont NG rank 6, dar vrei să faci un video pe el. Fără să aveam câteva mii de abonați, dragul, era mic. Da, și mi-a dat contul, am filmat un event la NG, puteți găsi pe canal, ceva de genul evenimentul facțiunilor sau nu mai știu, pe nu pe green. Pe blu, nu, dar parcă pe green și un an și un pic de atunci, ceva de genul, nu mai știu. Și a, nu, am picat în apă. Da, și e băiat de treabă, îl știu de mult, pe lângă... Ba, băia sărit. Ce te-a dat, ce ți-a dat Shadow să te apuci de green să-i crească comunitatea? Nu mi-a dat nimic Shadow să mă apuc de green, ba mai mult a fost un pic supărat din ce am văzut eu, că m-am apucat de green și... Nu știu, probabil voia să rămân orange sau nu știu. Da, am mai văzut și pe Facebook ce ai genul că asta a fost o mișcare de promovare să se mute oache pe green. Băi, fraților, băi, în primul rând nu sunt plătit de către Shadow. Dacă eram plătit de către Shadow, nu cred că stăteam cu 0 puncte premium în shop. Adică îmi făceam și eu infernul sub VIP, îi spuneam, bă, Shadow, dacă tot îmi dai aia bani pe promovare, înțelegi? Bă, aia da, cred că nu te-ar durea mâna să-mi bagi niște puncte premium dacă tot îmi dai 500 de euro pe lună să-ți promovezi serverul. O te doare mâna să-mi dai și niște puncte premium, nu? Adică, sau să-mi pui și mie VIP pe cont, că n-am VIP, am decât, na, nu? Sau măcar bani de o frecvență privată, sau, na, înțelegi? Cum să fie mișcare de promovare? M-am apucat pe green, pentru că aici e Webster, aici e Caen, de mult timp, Caen joacă pe green de ceva vreme, a fost în Rusia, ieri și-a pus demisia, a intrat în RIFA, a fost în PD, Webster e admin 3, ai cu cine vorbi, pe Orange eram singur, adică eram eu împotriva tuturor, înțelegeți? Așa mă simțeam pe Orange, pentru că Delir a plecat, pardon, Ciprian 81 a plecat, Vic a plecat, Bambino a plecat, asta eram două tabere în staff Orange, eram eu, Ciprian 81, Vic, Bambino a suavesit-o, și Delir, na, și Delir a luat vreo două AV-uri, unul ați văzut pe filmarea lui Cyber când era ședință staff, Delir era într-un, de la, cum îi zice, într-un Sparrow, într-un elicopter, a vrut să aterizeze și el la ședință și nu mai știu ce admin, parcă Equinox, a tras cu miniganul în el și s-a bubuit. La Delir aia vă, că ai deranjat. Cine, frate, e vina mea că a tras la mine și am bubuit. Eu vreau să-mi trezez frumos sau să-mi dau vărăie cel mult la... Adică să despawnez. Da, și nu mai știu. Și el, nu știu cât de mult îi convine sau nu, acolo... Mă rog, adică știu. Nu vreau să vorbesc, nu știu. E problema lui, dacă vrea să rămână, până la urmă are o funcție și nu știu. Și, da, nu mai rămas cam nimeni. Mă simțeam singur, înțelegi? Eu eram împotriva tuturor. Eu dacă nu eram de acord cu restul staff-ului, nu că îmi zicea unul să certa cu mine. Adică nu mă certam doar cu unul, mă certam cu toți. Pentru că erau toți pentru unul, înțelegi? Dacă îi ziceam unuia ceva, veneau 7. Săreau cu gura. Și nu, mi se pare ok, înțelegi? A, plus că owner-ul era de partea lor. Adică aveam clipuri în care... erau admin care luau reporturi, nu vreau să dau nume, erau un admin care lua reporturi de aimbot, se punea spec și ieșea din spec. Așa făcea băiatul, 10 reporturi. Și eu eram spec pe ăla, să-l filmez, să-l iau la testă, vă știi? Eram spec pe el. Dar nu eu luam reporturile, adică eu îi făceam treabă, îi făceam TV, dar reporturile lua altul. Deci activitatea se punea la ăla. Eu eram, știi cum e asta,
tu plătești și eu fut. Așa mă simțeam acolo. Ceva de genul, pula mea. Adică eu făceam treabă și el se alegea cu activitatea. El lua reporturile, eu făceam munca. Arevatul ăsta îmi parțe mie. Dar nu ziceam nimic, știi? Eu filmam momentul ăla. Am pus clipul pe privat, adică pe nelista să nu-l vadă decât celor care le dau link-ul și am dat lui Cyber. Uite frate, pula aia, se pare normal să ia reporturile să iese din spirit după 5 secunde. La ușă îmi zice Cyber, păi nu e ok să filmezi tot, să pui pe net. Nu e ok să pui pe YouTube toate lucrurile astea. Adică, păi e penalista clipul, da, de ce trebuie să filmezi toate astea să le pui? Le puse să penalista pe canalul secundar. Și am zis, bine frate, mersi, deci nu te iei de el că faci ceva, ci te iei de mine că de ce filmezi. Am înțeles. Asta e o fază, dar a fost, cred că două sau trei faze de genul ăsta și am renunțat. Zic, las. Las-o așa cum e până mă mut. Că după aia n-o să mă mai intereseze, înțelegi? Și eram eu împotriva lor. Și nu mi-a convenit. Și tocmai de asta am venit aici unde e Webster, pentru că aici l-am pe Webster. Am mai mulți băieți, adică am cu cine vorbeam, cu cine mă înțelege. Dacă o să fie, nu știu, o să se pună până la un moment dat să fac parte din staff. Am cu cine să mă sfătuiesc la o părere, pentru că și pe Orange, când voiam să vorbesc ceva, adică de o părere, de o sancțiune la lider, la admin, asta tot cu Webster mă sfătuiam și el cu mine, treaba o ache. Mă întreba ceva genul, ia zi-mă, dacă un polițist de rang 1, de exemplu, are în members, când ai members, în factul 1 slash members, când intri pe penă și apeși pe members, un polițist de rang 1 îi apare cum că ar fi avut un permis confiscat, îi dai FV sau trebuie să-i facă ăla care i s-a confiscat permisul post ca să-i dai FV? Știi, la chestii de-astea ne sfătuiam, la locuri mai dificile, mai subiective, mai unde e de vorbit, unde trebuie mai multe păreri. N-ai cui să-i cer păreri acolo, adică n-ai cui. Și chiar dacă ai cui, nu o să-ți dea niște păreri cum trebuie și pot da multe exemple, dar aici am venit pentru că e Webster. Și Webster știe din domeniul mafilor până la PD, a fost lider National Guard, a fost manager de departamente, actual e manager de mafie, admin 3, de ceva timp, probabil o să admin 4, care ceva zile, nu știm, poate. Și mai mulți admini, X-Time, care e băiat bun, e Aquarius, Zoco, desigur, în pula mea, că contează și ce owner e, da. Nu-mi place frustrarea lui Zoco pentru că el e de părere că Green-ul nu merge datorită lui. Deci el asta crede și nu, adică îmi zic, băi Zoco, nu mai fi supărat, adică era supărat, era frustrat, băi frate, uite-mă, tot ce fac clipuri pe YouTube, fac live-uri, le arăt la băieți, panel-ul astea, tot și totuși am player puțin pe server, știi? El că dacă e vina lui, se învinovățea singur, băi frate, nu e vina ta în pula mea. Știi? Și pe de altă parte eu jucam pe Orange, stăteam în staff-ul ăla toxic în care eu nu mă simțeam bine și serverul mergea, 1000 de playeri. Ați văzut și voi cum s-a ales liderul la PD după 2 ore, nici n-au aplicat. Știi cum mi s-a părut că s-a ales liderul la PD? Pe Orange, la LSPD. Cum l-am măgat eu pe, nu știu, pe soadă fac în facțiune, bă, s-o, am un loc liber. Da, frate. Nu, i-am zis, bă, s-o, am, pula aia, mai stai și tu mult în news report, ai trecut și tu în PD. Da, mă, frate, că intru, că mai fac clipul, nu știu ce, hai, în PD. Dă-mi way, spawn, baby. Mi-a dat Webster spawn, nu, stai. Evenimentul a început live, jucând ce se cu abonații. Bine, mă, lasă-mă cu abonații. Spawn, bă. Mi-a dat skin-ul 104. Mi-a dat atunci, dar nu a apăruse. am înțeles. bă, ce urli. Da, și... Da, stai că n-am enobu. Așa s-a ales liderul la LSPD. Adică, deja erau cărțile făcute. Cum am făcut eu cu sfadă? Fama, te bag, da. Păi cum facem? Păi stai așa, deschid aplicațiile, le-am deschis, s-au actualizat în panel, bă, aplică. Ai aplicat? Da. Le-am închis, le-am acceptat, dau testele, restul reject. Așa a fost cu... Adică n-a durat mai mult de 2 ore.
Bine, au fost, pe Orange au fost vreo 4, dacă nu știu, 4 ore jumate. Dar, nu știu, eu, mie așa mi s-a părut. Adică au fost unele persoane care au avut 300 de zile mai multe decât Nicolae. Bine, nu zic că Nicolae nu e ok sau așa, dar nu eu chiar nu știu, nu știu. A fost la mine pe de, dar în afară de ședințe, așa nu am avut foarte mare, cum să spun eu, nu, credeam că e pe aici, foarte mare tangențe, știi? Eu nu era nici în conferința noastră de pe Skype, noi avem conferință de 40 de membri din facțiunea acolo și nu mi s-a părut, nu știu, că are și în evidență cu ceva în facțiune, adică nici tester, nu știu, era retras așa, nu știu, nu prea înțelegi, dar oricum, a avut 240 sau nu știu câte zile, am văzut ieri un post împotriva lui în care Cybernetica a răspuns cum că contul ăla ar fi fost primit la rang 2 MPD. Nu știu cât de ok e asta, adică să iei lider cu un cont primit între ghilimele, îți dai seama că e cumpărat, adică da, cont primit. Am un cont de leu, hai să-l dau ție, că eu mă știu. Uite, îl opresc pe Matisse, stai vreau să-ți dau contul meu. Poate ești tu lider, dar la ce să iei lider, că sunt civil. Am rang 2, hai să-ți dau contul. Da. A, bine, desigur că am vorbit cu câțiva admin de pe Orange și ăla era din Vâlcea, cel care a avut contul, iar actualul e din Constanța, deci erau prieteni buni, știi? Cred că au fost, eu știu, unde cred s-au întâlnit la mare, că dacă din Constanța, poate ăla din Vâlcea s-a dus sau cine știe ce relații de amiciție au avut în trecut și ia, frate, contul, nu l-a cumpărat. Da, cam aiurea. Și pe lângă asta, nu știu, ideea e că n-au apucat toți, părerea mea să aplice, toți, da, adică nu, pula mea, în 4 ore, coaie, ai fost să, nu știu, ai fost la cumpărături și când vii, păi n-au apucat să aplice la lider, păi ce, păi s-a ales deja, păi cum, s-a ales deja liderul, da, păi eu n-am aplicat, păi asta e, altă dată, păi aveam 300 de zile, nu contează, am ales liderul, gata, 2 ore, bam, bam, înțelegi? Na, ce să faci? Da, bine, eu știu dacă toți admini au votat. Adică n-am de unde să știu că m-au scos de acolo. Adică după ce am văzut că a scris Tyson în propunere că fără prăsăcel și miță, adică fără colidere mei, că de ce să-i băgăm pe aia doi câți din un cap amândoi, fără prăsăcel și miță, miță nu cred că mai era în un cap. Nu contează, nu era din... așa? Fără prăsăcel și miță, eu însă acolo, stai liniștit, oricum nu aplicau. În secunda 2, a, ce mă, e ăsta aici, ne vede manevrele, aud, m-au scos de la Minsamp. Și, da, s-a ales lider în câteva ori, abar n-am câți admini au votat, dar în 4 ore poate nu au apucat să voteze toți adminii. Uite, eu poate, de exemplu, eram admin, da, poate am renunțat la admin decât la lider. Am renunțat la lider, ies pe afară, mă, frate, să beau o bere, că am scăpat de lider, știi? Și când vin, Nicolae, bă, uite, poate ăsta pe care l-am ales, am niște dovezi că face afaceri ilegale, da? Sau ceva. Nu mai apuci să le mai prezinți, că 4 ore n-ai cum dar să lege liderul. Să-și dea cu părerea toți admini. Nu știu dacă și-au dat sau nu, dacă au votat toți, repet, dar e puțin, totuși. 4 ore. Bă, lasă măcar o zi, coaie. Pula mea, alții poate au dormit. Am avut persoane care au intrat pe joc, s-au trezit cu a lider. Membri, știi, mi-au dat pe mine. Bă, ce trebuie cu ei? Bug, apare bunul Nicolae și a spus, bata, oache, ce căcat. Nu mă, s-a ales liderul. Cum așa repede? Păi eu am fost să dorm. Da, mă, ia lider. Păi eu nu am apucat să aplic, aveam și eu vreo 200 zile. Păi, o, că, ta, ce să mai stai să alegi? A aplicat cine trebuie, am ales, pa, ce mai, crezi că mă interesează? Da. Mă rog. Bun. Asta. Da, și aici. Înțeleg. What? Ploaie cu mașină, să moară băieții. Da, și... Da. Normal. Că de asta joc pe green. Nu. What? Unde am pic? A, nu mai pot să mai de aici. Nu mai de aici. Poți merge pe green. Merge bine, frate. Da. Da, bravo celor din râu, frate. Eu îi respect. Pe cei din râu. Pentru că, bă, dacă ei pot
să joace așa cu onorul, să facă ce vrei pe server, înseamnă că sunt șmecher. Eu aș vrea să am și eu mafia mea pe Skype, să fiu și eu. Eu ca N, Tudor, Wefi, Zmip, încă 2-3 Webster, să jucăm pe un server, să fim toți admini. Bă, și să facem ce vrem noi. Bine, normal, tu că nu-i serverul nostru, că avem și noi owner. Bă, da, să reușim noi să păcălim ownerul, să punem noi lider pe cine vrem, să dăm noi helper cui vrem. Bă, îi respect, bravo lor, da. Na, nu știu, dacă li se permite, ia uite ce fură la mediu. Du-te, mă, pizda, mă, tial tu. Înțelegi? Da, eu îi respect, bravo lor, frate. Sunt șmecher, băieții. Să joci pe un server, să faci ce vrei, să ți se și permită, bă, e ceva, mă. E CV. Țin minte că am vrut manager la LSPD după ce era la... Stai liniștit că i-am zis, bă, frate, nu, eu nu vreau să-i las lui în LSPD, vreau să fie LSPD al meu, nu, se pare corect. Am 300 de zile, eu sunt manager la LSPD, de ce să fie altul? Nu că alegem împreună liderul, că nu-l alege Tyson, am văzut. Împreună l-am ales. Dar nu mi s-a cerut părerea, știi, normal că ne uită cineva la lider, se cere, pe cine propui, știi, și în topicul ăla rămâne. Aici link-ul pentru propuneri. Aoache l-a propus pe. Vă rog, votați. Nu, frate, acolo nu. Ce s-a mai întrebat pe Aoache? Cine? Cine? Niciodată. S-a zis direct, fără oamenii lui Aoache, adică fără Tyson, fără Prăsăcel și Miț. Bun, alegem liderul. Da, cam asta a fost și videoclipul de azi. Da, poate am spus lucruri care nu trebuiau spuse, dar trebuie să-mi exprim și eu frustrarea. Ce? Să țină mine așa? Pentru ce? Asta a fost. Spun ceva... Spun vreo minciună? Nu. Puteți să vă uitați că eu la ora 15.30 am fost scos din facțiune, iar la ora 19.50 s-a ales noul... Mi s-a blocat... am făcut bine. De la 15 sunt 4 ore și ceva. Da. Mă rog, dacă în câteva ore... Uitați-vă și la... Zi la 20. Seara... Deja e lider. Păi numai până deschis propunerile, până aplică, au trecut 2 ore, 3. Nu știu. Testul de lider. Mă rog. Pula mea. Ia ce-i dare, ai 9-0-9. Rang 2. Iau și eu contul astuia, mai stau 3 luni și iau lider pe el. Ce pula. Îl primesc. Pardon. Are numele Denisa Coaie? Denisa oficial, ci băiat. Să mor tu. De ce te cheamă? De ce te numești Denisa, bă? Demisia, Denisa. Nu vă, bă. What the fuck? Asta sigur a vrut și el o mașină, adică la câți... Na, lasă, mă abțin. Random nickname. Bă, lăsă-mă dracu și spică nume de fată. Mă, da, bun, am înțeles. Și pe, te-am înțeles și pe tine. Bă, ce nume? Mă, puteți să am. Ce nume să-mi pună? Da, se unul random. Denisa. Păi pe tine unde cheamă? Gheorghe Vasile. Păi ce nume spui? Denisa. Păi tu unde vin? Random, așa. Denisa. 3 de nă, cu Y, cu paranteze pe acolo. Urât. Nu știu. Groaznic, așa cum. Poate că știu și eu 11 PP, că mai am 4 să-l schimb. Da, păi. Am auzit că se apucă Cyber de Green. A scăpat de mine acum, ce crezi că... Au băieții acolo, au mafia lor, ce. Da. Un mesaj așa de final pentru băieți. Să nu credeți că datorită staffului sunt jucători. Mulți. Adică nu doar datorită staff-ului. Nu pot să... Staff-ul influențează într-o măsură destul de puțină. Înțelegi? Da, uite, pe mine, de exemplu, a influențat. Adică, nu pe mine, dar pe jucătorii care se apucă noi nu interesează ce staff e, ce manevre se fac și astea. Înțelegi? Pe playerii mari, da. Deci aici influențează și staff-ul. Nu știu, Cybernetic are impresia că Orange a fost 1000 datorită lui și staff-ului capabil pe care l-a ales el. O se înșeală amarnic. Orange a fost mai
populat decât Grimul, de exemplu, pentru că am fost eu pe server, Swadafuck, Lutsu, Wavefix, Mip și Tudor și alți youtuberi. Cadăiac, Mr. Fresh și alți youtuberi mai mici. De asta a fost Torinciu full, pentru că în momentul în care eu fac 20.000 la un video, Swadafuck 10-15, Lutsu 3-4-5-6, Tudor 10, bă, vin așa vreo 50-60.000 de vizionări pe zi, din care se apucă zi 10 playeri. Din 50.000, 10, ce zici? Se apucă 10 din 50.000, eu zic că da. Și atunci, într-un an de zile, ori 10 playeri, bă, eu cred că datorită staff-ului, nu cred că datorită nouă. Drept urmare, ne-am mutat pe Green de 2 zile și Green nu e mai populat decât Orange-ul. Care pe Orange când erau 1000, pe Green erau 600. Ce să zic, datorită staff-ului. Deci, ai impresie greșită dacă crezi că datorită unului și staff-ului capabil pe care îl alege... și acum vine aia. Păi da, uite, dar și tu făceai parte din staff-ului capabil. Păi da, pe mine m-a ales el, m-a ales și Adam. Cred că de aici pornim și primele frustrări. De ce mi-a dat mie și altă admin? Cred că din același motiv pentru care tu să-i dea și lui fix. Asta e altă poveste. Bine, eu am fost oic. Accept și criticile. Eu spun mereu ce. Eu nu mint. Nu mănânc căcat că n-am de ce. Dacă ține cineva să mă contrazică sau să-și pună punctul de vedere, e liber. Fiecare joacă pe ce server vrea. Dacă vreți să jucați pe ONG server, ok, că e de la budget. Toate serverele la baie sunt ok, dar dacă pe viitor o să vreți o funcție sau ceva, vă pierdeți timp. Sau bine, dacă dați bine cu limba, în cur la admin, nu vă pierdeți timpul, e bine, acolo. Bun, da, eu o să joc pe Green, doar pe Green. Ce mișto nume la Inferno, soare al cuiei, Illusion, ăsta e lider la... LSP de aici. E băiat bun. Am stat de vorbă cu el pe TeamSpeak. Da. Bine. Hai, ne vedem un clip bonus. Adică bonus ca lungime, pentru că are 33 de minute. De ce? Că s-au strâns 3000 de like-uri în pula mea. Cine s-a uitat până la capăt, să-mi lase în comentarii și aștept și părerea voastră. Eu am fost oic, ne vedem data viitoare. Bye.